ia și bine ați venit la probleme cu matematică. De matematică. Cu probleme cu, de matematică. Cu matematică, da? Probleme cu matematică, sigur. Foarte tare. Tema pentru a clasă, clasa a... Pe care vrei, da. Davide, ți-ai propus să mă pus și cu ei în încurcătură, da? Da, determinați-l pe X. Determinați-l pe X. 105 minus. Hai să facem. Determinați pe X. X din. 105 minus. 105 minus. 105 minus. 30 împărțit la. Deschideți acolo. 54 minus 45 împărțit la, deschideți paranteză pătrată, 30 minus 24 împărțit la, deschideți paranteză rotundă, x minus 15, închideți paranteza rotundă, minus 7, închideți și paranteza pătrată, ori 15 plus 15 împărțit la 15, închideți acolada, egal 102. Da. Vă voi surprinde spunându-mă așa. Începe unul, stop, conduce celălalt, stop, ca să fiți tot timpul în priză toată, amândoi. Da? Începe Daniel. Păi, 30 împărțit la coladă 54 minus 45 împărțit la 30 plus 24 e lucrat? Încă nu a terminat, n-am reușit. Da, hai să facem așa. Le lucrăm de la bun început împreună. Hai, da? Deci, de sub sau de... Scrie-l în secundă, să așteptăm să scrie și el. Așteaptă Daria. Așteaptă Daria, că el nu a pus. Nu l-a scris, v-a zis că urmește, să vadă cum, ce fel. Și la acasă vezi, vezi acasă unde te-ai potmolit, faci analiza. Individual și din când în când. Dacă știi, și stăpânești. Da. Și te uiți pe urmă sus. Da, că dacă, dacă nu, te, nu. Dacă într-un loc nu știi, a? E gata? Da. Deci avem așa, o scădere. Ăsta a scăzut tot ăsta, egal cu 102. Da? Și atunci înseamnă, David, de ce? De 105 este descăzut. Da, ăsta tot e scăzător. Ăsta e scăzător. Și ăsta e rezultatul. Restul. Da? Restul. Da. Și cum s-ar traduce? 30 împărțit la acolo de 54 minus 45. Și toată chestia aia. Așa, toată asta, da, scăzător, egal cu 105 minus 102. Așa. Dumă. Deci zi, 30, vorbește. 30 împărțit la acoladă 54 minus 45 împărțit la împărțit la pătrată, da. 30 minus 24 împărțit la x minus 15, închide paranteza rotundă, minus 7, da, ori 15, ori 15 plus 1. Plus 1, da? Deodată, că 15 pătrat, 15 1, da? Da, 105. Acolată și închid acolată, da? Bine, da. Nu, acolo, stați, unde închidem. Da, 105 minus 102. 105 minus 102, adică egal cu cât? Cu 3, nu? 3. 3. Echivalent cu. Și să vedem ce ai de gând să faci mai departe. Povestim. Aș face... Adică tu ai așa, 30 împărțit, ăsta tot e împărțitor, egal cu câtul împărțirii, da? Da. E ca și cum aș spune eu că... Eu pot mălit aici. Ia să fie atent aici. 30
30 împărțit la 10. La 10 egal cu 3, nu? Da, dar ne dă 10. Bun. 3 e. Bine. 10. Acum, și 30 împărțit la 3 fac 10. Da. Deci este echivalent, poate spune, că 10-le ăla. 10-le ăsta este egal cu 30 împărțit la 3. Așa trebuie să faci aici. Toată acolada aia. Da, dar eu m-am blocat la mai departe. Dar acum continuăm. Deci o să spunem că toată asta de aici, toată paranteza asta, da, acolada, nu o mai punem pe acolada, că dispare, va fi 30 împărțit la 3. Da. Zi, mă rog, 54. 54 minus 45 împărțit la paranteză pătrată, 30 minus 24 împărțit la paranteză rotundă, x minus 15, minus 7, închidem paranteza a dreaptă, ori 15 plus 1. Egal cu? Închidem nu, acolo nu mai închidem. Egal cu? Egal cu 10. Egal cu? 30, ca să înțeagă toată lumea. 30 împărțit la 3. La 3. Egal cu 10. Echivalentul. Egal cu? Eu. Ce-ai face? Acum, 54 ăsta, Davide, 54 și cu 1 ăsta de la sfârșit, îl putem agăța. Da. E, 1 ăsta stă de adunarea toată, doar este și asociativă. Tu poți să ți-i asociezi cum vrei tu. E, la urma urmei este... Acum așa 54 scădea 10. De ce ai scădea 10? Bun, mai avem 55 de fapt. Scriem încă o dată. Ai înțeles, Daria? 55. Deci, 54 ăsta, Daria, și cu 1 de la sfârșit. 55 face. Deci, 55. Deci, adică, deja avem voie să facem așa, întreabă ea. Apoi așa înseamnă. 54 minus un număr plus 1. Egal cu. Okay. Poți să aduci. Ăsta e cu ăsta. Și mă ușor. Doar adunarea e comutativă. Adică 54 și cu 1 egal cu 1 plus 54. Da? Deci, uite, Daria. 7 plus 3 plus 1 este egal cu 7 plus 1 plus 3 sau egal cu 3 plus 7 plus 1. Deci îi poți schimba ca poziții, poți asocia cum vrei tu, dar nu e nicio mare problemă cu chestia asta, adică totul e permis la adunare. Așadar, pe unul ăsta care îl vezi, știi bine că când făceam la ziua, îi dăm ajutoare. Îi adunăm pe aia, că n-am putut să facem așa. 35 minus 74 plus 40. Ce am făcut atunci? I-am zis, îi dăm lui 35, că n-are forță, am ducem pe 40. Deci va fi egal cu 35 plus 40, minus 74. Dar am făcut așa ceva. Deci pe 40 l-am adus lângă 35. Așa și acum, pe unul de aici, pe unul de aici, îl aduc lângă 54. Și face 55, de acord acum, ai înțeles? Dacă nu ai înțeles, eu mai insist, până când înțelegeți. Cu siguranță. Ce ți se pare surprinzător de nou? Te uiți așa la tot exercițiul și vezi că plus 1 ăla e cam stingher acolo și l-a duce față. Stă, stă, tu mai aruncat la sfârșit, l-ai lipit de la din față care nu are obligații. Că 54 și el e liber. Nu e înmulțit cu ceva sau ca exact. Să... Ai prioritate, să aibă prioritate operația alta. Descrii de acolo, tai ce-i scrii, scrii deci de acolo. Deci zicem acum. Vreau cu domnul profesor, odată, te rog. Da? Hai să facem împreună. Deci, Davide, te rog. Și am rămas la... 54 și cu 1 cât face în acela? 55. 55, am rămas la 45. Minus 45. Împărțit la... Daria. Înțelegi, Davide? Da. Îți la... Dădeam jos 55. Păi stai să scriem ce-o rămas în aceea. Nu, scriem așa ca să înțelegi și până facem manevra cealaltă.
Eu am vrut să vedeți mai întâi etapa în care pe 1 l-am lipit de 54 și scriem exact. Așa. Minus 45 și continuă, 30, Daria, 30 minus... 30 minus 24 împărțit la x minus 15 minus 7 ori 15 este egal cu 10. Acum, acum vreau să privim cu atenție și da, vedeți ce ai spus tu că vei face? 55 minus 10. Deci, tot ăsta de aici este repetiția, nu? Situația de înainte, cum s-a întâmplat, da? Deci, zicem 45, da, Daria, 45 împărțit la? Împărțit la, paranteză pătrat, 30 minus 24, împărțit la x minus 15 minus 7 ori 15. Egal cu? Și este egal cu 45. Egal 55 minus 10, scriem 55 ca să înțeleagă prietenii noștri, minus 10, care e egal cu 45, da? Și acum avem 45 împărțit la ceva, e egal cu 45. Scriem încă o dată chestia asta, ca să fie limpede. 45 împărțit la 30 minus 24, împărțit la x minus 15, minus 7, ori 15, egal cu 45. Daria? Și 30... Ca pe ce o vezi acolo? Nu, nu. Atenție, organizează-ți mintea, să ai clar în minte de ce faci asta. Ideea, da. Deci nu ne apucăm să scriem, ci spui așa. Am o împărțire. Deci de împărțire. Sunt împărțitorul și... Împărțitorul este egal cu... De împărțitul împărțirea... Sigur că da. La, la celălalt factor. Da. Da. Că de fapt ar fi de împărțitul egal cu ăsta ori ăsta. Și acum îl împărțim la celălalt factor. La corect. Cât? La 45, da? Și vine... Și vine 30... 30... Minus 24 împărțirea... minus 15... Minus 7... Ori 15 este egal cu 45 împărțit la 45, care ne dă 1. Egal cu 45 împărțit la 45? 1. Adică 1. Corect. 1. Și acum avem paranteza asta, ori 15, egal cu 1. Așa vine, nu? Sau pic, un pic, un pic. Credeți că reușit? Nu, ceva, ceva nu e în regulă aici. Da, că, dacă facem 30 minus 15... Deci tot ăsta, tot ăsta, ori 15 se facă 1, nu e posibil. Da. Și acum să vedem... facem o modificare. Vezi, dacă e dictat corect. Nu, e o greșeală. În, poate să fie la scrierea. Scris corect. Hai să zicem, nu. Împărțit la 15. Facem modificarea asta. Că altfel nu, ar, nu merge ghișițiu. Că ce înseamnă? Produsul a două numere se facă 1? Da. Nu se poate. Poate da greșit. E greșit. Este o greșeală în... Aici trebuie să fie împărțit la 15. Imposibil. Imposibil acum, da. Imposibil. Deci împărțit aici. Da? Și atunci ce se întâmplă? Dacă spunem împărțit la 15 face 1, înseamnă de împărțitul... De împărțitul împărțit la împărțitor egal cu 1. Adică de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul. Ori 1. Deci vă spun de aici, echivalent 30 minus 24 împărțit la x minus 15 minus 7, egal cu 15 ori 1. Egal cu 15. Da? Poate aici, aici te-ai împotmolit? Deci, aici a fost momentul când ne-a făcut împărțirea. Bun, și acum ce facem? Ia să o luăm și pe, lăsăm și pe... Acolo ce-i Daria?
Ai un 30 minus 7 la sfârșit. Păi face 30 minus 7. Sigur că da, face minus 7 la să scăpăm de balastul ăla, să stea acolo tocmai în coadă de aiurea. Cum am făcut mai sus cu 54 și plus 1, când l-am adunat pe sigur că da. Deci 30 minus 7 între 23. 23. Deci o să scriem 23 minus 24 împărțit la x minus 15, dar le vorbește. Egal. Deci, minus 15 este egal cu... Stai. Nu, nu scris. Ne-ai scris asta? Egal, egal cu 15. 15, da. Egal cu 15. Și atunci facem 23 minus 15. Așa. Sau zicem 24 împărțit. Da, și 24 împărțit la... X minus... X minus 15 minus 7. Nu mai este minus 7. L-am agățat acolo, l-am terminat cu minus 7. Așa, x minus 15 este egal cu 23 minus 15, care este egal cu 8. Egal cu 8. Echivalent. Da. Să scrie ești din nou. 24 împărțit la... 24 împărțit, da. X minus 15 egal cu 8. Egal 8. Davide, ce înțelegi tu acum? Cum ai traduce? 24 împărțit la 8. Adică x minus 15. Așa vreau să spun, x minus 15. X minus 15 este egal cu 24 împărțit la 8. Adică x minus 15 este egal cu 3. De unde? X egal cu? X egal cu 15 minus 3. Cu cât? 15 plus 3. 15 plus 3, la sfârșit. La sfârșit, da? 15 plus 3. Mamă, te dai pe alea cu X. Egal cu 18. Da? X egal cu 18. Da. Haideți să mai primim o dată, să învățăm câte ceva de aici. Deci vreau, înainte de a pleca spre un alt ieșițiu, mai privim și spunem mai ce a fost aici interesant. Povestește tu, Davide. O, la mine a fost interesant partea atunci când am schimbat semnul din ori în împărțit. Greșeala, a fost o greșeală. Da, o greșeală, dar ca strategii de lucru ai avut aceeași lucru, aceeași idee, adică ai zis așa, bă, ce, despre ce e vorba? Am o scădere, egal cu 102. Apoi ăsta scăzător, da, egal cu descăzutul minus... Scădere, valoarea scăderii, nu? Da. Rezultatul scăderii și de acolo tot au mers ușor, ușor. Poate merită să învățăm, nu, Daria, că unul acela care stă aruncat, privind de o parte, dintr-o capăt în cealaltă, nu îl lăsăm acolo să rămână multă vreme, ci îl agățăm de unde se poate. Adică facem calculele acelea. Dacă ai fost cu scăderi, scădeam. M-am făcut și acolo cu minus 7. M-am făcut și cu minus 7, da? Minus 7 ăsta. Lasă, nu m-am gândit niciodată. Niciodată, da. Uite că este o noutate. De aceea, spuneam mai devreme, zăbovim un pic ca să plecăm cu ceva achiziții, cu noutăți. Deci nu ne permitem să plecăm de la ieșițiu, așa, l-am făcut, la revedere. Ci zăbovim ca să vedem ce lucruri interesante am prins de aici. Dacă, da, Daria, ai ceva să întrebi, te rog să întrebi. N-ai nimic. Daria, când sunt exerciții așa de lungi, te rog, scrie pe lungul caietului, da. Așa, ca să-l... Da. Ca să poată să vadă exerciții când le fragmenteze. Uite ce mai se vede pe tablă, vezi? Deci trebuie... Așa, da, uite, așa mi-l scrie, ca să-l vezi pe tot, să-l prinzi, știi? Și în felul ăsta e clar tot ce merge pe aia. Asta e ușor, care îl vedeți voi. Mama, dar cu x plus 1 și cu y minus 1 și apoi z minus 3, da. Să știi că asta e foarte ușor. Că toate cele trebuie de 15, adică 3, 5 și 1 ne jucăm cu ele. Da. Și le punem acolo și în singur. Am pentru voi. Da, mama, trebuie să o scriu. Nu trebuie să scriu, las că l-am până în clasă. De exemplu, să le vedem, le-am făcut în clasă, nu trebuie să le scriu. Dar scriu, l-am scris. Gata. Vedeți filmul, mă? 40. Nu știți să vă uitați la film. Filmul care e făcut, cum se uită la copii care n-au posibilitatea să arunca aici, iau filmul. Ei sunt încântați să vadă așa. Sau să vadă online. Sau online care se duc.
Și dacă nu au întrebări, să sună. Sigur. Sau dacă au probleme. Dacă au ceva de spus, să o facă. Te rog. 40 împărțit la acoladă. 40 împărțit la acoladă. 10 împărțit la paranteză pătrată. 4 plus paranteză rotundă. 7281 împărțit la 9. 81 împărțit la 9 minus 1463 împărțit la 7. Închideți paranteza rotundă. Împărțit la 100, închideți paranteza pătrată, plus 3 ori 13, închideți acolada. Aici plus 3 ori? Ori 13. Închideți acolada. Mai mic sau egal decât 2448 minus 6. 2448 minus 6 ori 408. Ce repede vorbești. Da, da. Hai să luăm ușor. 40 împărțit la... Când ești, Daria? E greu? Deci, da. Să vedem încă o dată. Adică să vedem dacă e adevărat sau... Adică trebuie să ne dea mai mic decât ăla, mai mic sau egal. Mai mic sau egal. Deci, calculăm în stânga, calculăm în dreapta și să vedem dacă e adevărat inegalitatea. Nu? Că nu e inecuație. Nu e inegalitate. Nu are o necunoscută ca să găsim. N-are X. Da? Deci trebuie să vedem dacă e adevărat. Hai să ne facem planul de lucru. Dar de ce ai face tu? Aș face mai întâi... Calcul peste tot. Cred că trebuie să respectăm. Bun, ducem la paranteza rotundă. Din paranteza rotundă, observăm că trebuie să facem împărțirea asta întâi, apoi împărțirea cealaltă, nu? Facem scăderea. Adunăm cu 4. Ce ne dă? Va fi 10 împărțit la rezultatul ăsta. Împărțit la 100. Da, mai întâi împărțit la 100 și pe aia plus 4. Dar de ce să fie așa? Pentru că împărțire de gradul 2. Asta e. Deci mai întâi trebuie să... După aceea ne ducem pe paranteza dreaptă, da? Și devine ușor. Deci tot rezultatul ăsta îl împărțim la 100. Daria. Deci tot rezultatul de aici, din paranteza rotundă, îl împărțim la 100. După aceea adunăm pe 4. Da? Ne dă un rezultat. Și 10 îl împărțim la acel rezultat. 3 ori 13 facem. Da? Deci întâi paranteza rotundă. Da. Deci pe jos, pe sub paranteza. Poți să-l fac din paranteza rotundă? Da. Păi dai, începe. Yes. Deci 40, vorbește. 40 împărțit la... Echivalent. Echivalent. Cu 40 împărțit la acoladă. 10 împărțit la paranteză rotundă. 4. Deci rotundă. Vrei să o spui deodată rezultatul din acolo? Nu, ai dreaptă, dreaptă. Așa, așa. Plus 7281. 4 plus 4. 4. 4. 4 plus. Așa. În 7281 împărțit la 9 ne dă 89. Oh. Nu cred. De ce nu cred? De ce nu cred? 9,72. Nu, eu nu cred că dă... Hai, 9,72. De 8 ori. Deci... 809. Așa, coborând pe 8, punem 0. Dacă 80. Nu să fie de 89, de, 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 de 800... 809. 9 minus 809 minus 109. Deci 209. 0, da? Și 9. 209. Închidem paranteza. Împărțit la 100. Împărțit la 100. Închidem paranteza dreaptă plus 39. 39, da. Mai mic și egal. Acolada, mai mic egal. Mai Daria. Mic egal. Mai mic Daria. Sau egal decât 2448 minus
Minus 2440. 6048, da. 6844. Da. Și ne dă 2040, care ne dă 0. Echivalent cu, hai să zicem, echivalent cu, luăm de la capăt. Echivalent cu. Eu? Da. Echivalent cu 40 împărțit la colată. 10 împărțit la 4. Împărțit la paranteză pătrată 4. Plus... așa stai. Plus 600. Plus 600. Împărțit la 100. Putem spune direct 6 de împărțit. Paranteză. Hai să punem deodată 6, zice el. 600 împărțit la 100. Nu, 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 lăsăm așa, 600 împărțit la 100, ca să vadă prietenii noștri. Aici ne pare că s-a pătrată, plus 39. Da, mai mic egal. Mic sau egal decât 0. Decât 0, echivalentul. Și eu? Da, Davide, Davide. 40 împărțit la acolo de 10, împărțit la paranteză pătrată, 4 plus 6, 10. Care 4 plus 6? 6 împărțit la 106 și 4 plus 6, 10. Așa, 10. 10 plus 39, închidem acolada. Da. Mai mic egal decât? Mai mic egal decât 0. Echivalent cu? Echivalent cu 40 împărțit la acoladă, 40 direct. 1 plus 39, 40, are dreptate. Da. 40, da? 40, 40. Deci 1 și cu 39, 40, da? 40. Da, 40. E egal, mai mic sau egal decât 0. Echivalent? Echivalent cu 1. Ei. Da? 1. 40 împărțit la 40 cu 1. Înseamnă că nu e bine formulat, că noi că nu ne spune că acela trebuie să fie mai mic sau da, dar trebuia să corectăm. Să verificăm. Fals. Ești fals. Verificați dacă scrie, este adevărat. Da, deci fals. Concluzia este că fals. A fost ușor. Sigur că da. Cu ce? Hai să mai ne uităm încă o dată cu ce plecăm de aici. Care ar fi lucru cu care ne-am înarmat din toată discuția asta? Idei. Deci trebuie să facem în ordinea, să respectăm parantezele. Deci autorul vrut să vadă, știm noi că trebuie să faci paranteză rotundă, apoi pe cea dreaptă și pe acolo, da. Știm noi că în cadrul fiecărei paranteze trebuie să fac mulțiri din părțile și pe mărturile scăderile. Da, știm, că n-am greșit, da? Bun. Mergem mai departe. Determinat numărul necunoscut, bine. Determinat numărul necunoscut, din. Acolo, paranteză pătrată. Deci găsim pe X, din. X dintr-o relație, da? Iar X. Iar X. Acolo, hai să punem pe A, că asta e cu acolo, acolo să avem o chestie cu 5 25 ori. Împărțit la paranteză pătrată, domnul profesor. Și paranteză da. Pătrată, da? 25 împărțit la 3 ori A minus 4 într-o paranteză rotundă 3 ori A minus 4 plus 40 închideți paranteza pătrată împărțit la 15 plus 3 aici. Da, hai să-i așteptați, merg și eu în unii. Hai, dar eu iau din nou. Așa, plus 3. Da. Închideți acolo, da? Minus 5 egal cu 1. Egal cu 1. Să găsim pe A, da? Adică paranteza trebuie să fie 6. Da. Adică paranteza trebuie să fie 6, zici da. Tu, nu? Acolata. Fie o scădere, să zicem, adică descăzută. Adică punem la împărțire la 15 să ne dea 3, neapărat. Da, împărțire la 15. Până la 15, acolo trebuie să ne dea 3, neapărat. Sau e greșit. Hai să vedem.
O să luăm darea, deci să o luăm ușor. Deci este vorba de scăzutul, scăzătorul și rezultatul scăderii. E clar că toată acolada trebuie să fie egal cu 6, zicem, nu? Echivalent, trebuie să vorbești. Echivalent cu... Mai nu mai punem acolo la ta. Pică. Deci, da. Paranteză pătrată, 25 împărțit la 3 ori a minus 4 plus 40 de paranteză pătrată împărțit la 15 plus 3 este egal cu 5 plus 1. 5 plus 1, 6, da? Da, așa. Da, așa. Și atunci 25... Adică? Hai să vedem acum. Facem 6 minus 3. 6 minus 3 va fi, deci toată până la 5. Deci 25 împărțit la... 25 împărțit la... Eu? Da. 25 împărțit la... Paranteza rotundă, 3 ori A minus 4, închide paranteza rotundă, plus 40, închide paranteza pătrată, împărțit la 15 plus 3, egal cu 6. Nu, egal cu... 6. Păi am zis, egal cu 6 minus 3. Da. Egal cu 6 minus 3. 6 3. Minus 3 egal cu 3. Tot eu? Și acum, Daria? Okay. Și atunci, 25... Stop, fă-mă să înțeleg ce fac. Păi fac... Am împărțire, nu? De împărțit, împărțitorul și câtul. Fac... De împărțitul este egal cu... Fac 3 ori 15. Exact. Împărțitorul ori câtul. Da, și 3 ori 15. 25. 25 împărțit la 3 ori A minus 4. Închide paranteza rotundă plus 40. Cu 4 ori 10, da. 40 și 4 A. Da, vede, continuă. Egal. Este egal cu 3 ori 15. Adică? Adică 3 ori 15, ținem minte 1, 3, 45. Bun. Așa. O adunare. Acum facem... avem o adunare. Da, avem egal cu rezultatul. Și atunci, unul din termeni... Unul din termeni este descăzutul. Numai. Unul din termeni este egal cu... Devin descăzut, are dreptate. Descăzut. Da. De... Și atunci vine 45 minus 40, da? Da. Deci 25 minus 25 împărțit la 3 ori A minus 4 egal cu 45 minus 40. Adică egal cu? Egal cu 5. 5, da? Mă continui? Nu, Daria? Așa. Și atunci 20, nu. 3 ori A este 3 ori A minus 4 este egal cu 25 împărțit la 5, care este egal cu 5. Și continuă, Davide? 3 ori A egal cu 5 minus 4. Cu? 5 minus 4. De ce minus 4? 5 plus 4. Așa, băi, 5 plus 4. Nu? Bine așa, 5 plus 4, nu scăzut. Și A egal cu 3 egal cu 9. Da, 9. Și A egal cu 9 împărțit la 3. Care ne va da 3. Terminat. Și vedem dacă ne dă corect. Facem probă. 25 împărțit la 3 ori 3. Dacă suntem siguri pe noi, nu mai facem proba, dar... Din tu acolo când ieșiți-o tău, când putrezi, faci calculul, faci verificarea ca să ți-o rămas timp, te ridici, când vezi dacă mai ești undeva. Bun. Altul? Da, avem domn profesor, avem. Mama, să nu uitați probleme. Da, mă, facem și probleme. Da, hai să vedem, ca să vă înțeleagă și de asta. Deci, Diana are cu 80 de lei mai mult decât Sabina, domnul. Deci Diana cu 80 lei mai mult decât Sabina. Sabina. Deci Sabina are atât, da? Da? Diana are cu 80 mai mult. Mai mult. 80 lei. Dacă fiecare ar mai avea câte 10 lei... Deci dacă la fiecare mai pune la asta cu 10 și din coace mai pun 10... Atunci Diana ar avea de 5 ori mai mulți bani decât ar avea Sabina. Deci vedeți care e Diana și care e Sabina. Deci Diana are cu 80 de lei mai mult decât Sabina. Diana și Sabina e sus. Așa.
Dacă fiecare ar mai avea câte 10 lei, atunci Diana ar avea de 5 ori mai mulți bani decât ar avea Sabina. Domn profesor, da. Aș spune să facem partea cu 10 verde sau o altă culoare. Da? Bine. Asta așa. Cei 10 lei se pot pune mai aici, da? Da. Peste 10, da. Da. Diana ar avea de 5 ori mai mulți. Deci în clipa asta... Diana are de 5 ori mai mulți, are face de 5 segmente. Deci în momentul de față, Diana ar avea cu... De 5 ori mai mult, da? De 5 ori, da. De segmentul ăsta, așa cum îl vedeți, ar însemna de 5 ori... deci trebuie să-l împarte în 5, da? În parte 5, 1, 2, 3, 4 și 5. Deci în clipa asta pe Diana am împărțit-o în 5 segmente și suma asta a ei, care e compusă din ce avea Sabina, da? Plus 90. Plus 90. Se află acum. Hai să vă dai și că nu eu trebuie să fac. Deci. Ea e de câte ori? De 5 ori. Da? Poftim? Putem să adunăm 90 plus 10, adică 100, și pe 100 acelea să le împărțim la 5, pentru că sunt 5 segmente în acel moment. Și ne dă 20, apoi pe acel 20, pentru că mai rămân 2 segmente egale, pe acel 20 le împărțim la 2 și înseamnă că B egal 10 și... Adică Sabina egal are 10 lei, 10 lei. De la început. Da, de la început. Și Diana are 90 de lei, pentru că spune că e cu 80 mai mult. Ai urmărit-o? Nu. Foarte bine. Nici eu nu. Dar să urmărim, să-i rugăm să vorbească mai rar. Dar acum și tu, Daria, vorbește mai rar. În slow motion. Ia, la apropo de... Exact. Că nici noi nu te-am urmărit. Hai, mai zi. Noi acolo putem să adunăm toți banii care le-ar avea în plus și adunăm 90 plus 10, care ne dă 100. Dar de ce 90 plus 10? Pentru că avem 80 la acela și avem la cei 10 lei și avem 10 lei care i-ar luat ea. Și surplusul, acestea, surplusul, da, cum să zice. Și noi ne dă 100 și deci pe 100 acela îl împărțim la 5, pentru că spune că dacă noi adunăm aceea, Diana o să fie de 5 ori mai mare. Și dacă împărțim la 5, ne dă 20 și ne rămân acele segmente egale. Ne rămân acele două segmente egale. Și pe 20 îl împărțim în 2, pentru că sunt două segmente egale. Și atunci Sabina o să aibă 10 lei fără acei 10 lei, pentru că ne spune câți lei avea la început. Și Sabina o să aibă 10 lei. Și pentru că Diana are cu 80 de lei mai mult, înseamnă că Diana o să aibă 90 de lei și noi dacă adăugăm 10 lei la Diana ne dă 100 și dacă adăugăm 10 lei la Sabina ne dă 20 și este de 5 ori mai mare și respectă toate regulile. Da. Acum, ca să încercăm să urmărim și noi. L-ați înțeles de asta? Nu. Nu pare totuși. Da, ritmul fiind foarte, foarte alert, n-am putut să prindem foarte bine problema. Dar hai să, un lucru am prins, că segmentul ăsta al lui Sabina trebuie să fie atât la început. Ai trebuie să facem 80 plus 20. Uite, facem așa, gata. Uite, atâta este Sabina, da? Ăsta este. Diana are cât Sabrina, dar în plus 80 de lei, da? 80 de lei. Dar atenție, când îi pun 80, deci îi pun 80, așa să zic, în segmentul ăsta, de 80 de lei. Acum, dacă îi pun numai 10 lei aici și 10 lei aici, ce se întâmplă?
În momentul acela cu 10 lei în plus, Davide, Sabrina, și Sabrina are cât avea înainte plus 10. Facem 10 plus 10 plus 80. Așa. Iar ea acum are de câte ori? De 5 ori? Da. Asta, nu? De 5 ori. Adică cât avea ea încă un 10, de 5 ori devine după ce primește 10 lei. De 10 lei, după ce primesc cam două de 10 lei. După ce primesc 10 lei. Așa, dar vine în segmentul ăsta deodată. Încă de 2 ori, de 3 ori, 4 ori și 5 ori, da? Deci vine una, două, trei, patru, cinci. Și i-a spus că adunăm 10, 80 ăsta care a fost... 10, 90, da. Cum că 10, 100 și după aia a făcut 100 împărțit la... Și... O să împărțesc la 5 care m-a dat 20. Da. Și mai fac 20 și împărțesc la 2 și m-a dat 10. Sabina va avea 10 și Diana va avea 90. Așa, și lăsă că toate regulile. Diana va avea 100? Diana va avea 90, 90, pentru că spune că Diana este cu 80 de lei mai mult decât Sabina. Și noi, și ne spune și că dacă fiecare ar primi 10 lei... Ar primi. A, dacă da, fiecare da, ar primi 10 lei, va fi de 5 ori mai mare și respectă ambele lei. A, da, aia, ca prima aia 10 lei și asta da, și noi ce-am zis? Deci, în momentul în care am văzut 80 ăsta și cu 10, nu? Am văzut cât am văzut în plus? 90, spuneți-vă, da? Da. Vreau să înțelegeți așa că translarea cu 10 lei se face la amândoi. Și la Sabrina, și la Diana, da? Cu 10. De ce abia atunci când se face translarea cu 10, de ce de-abia atunci devine de 5 ori? Pentru că se adaugă 10, da. Adică mai are cu 10 lei în plus. Da, aici trebuie să fim, să înțelegem mecanismul, că voi i-a spus așa. Dacă aș face proba, să fac proba cu una. Faceți proba. Da. Păi, nouă ne spune două lucruri care trebuie să le aflăm când aflăm rezultatul. Că Diana, sau așa, da, Diana, este cu 80 de lei mai mult decât Sabina. Și tu ai spus că Sabina ar avea așa, 10 lei. Și Diana are 90 de lei, așa, mă scuzeam. 90 de lei. Și respectă faptul că e cu 80 de lei mai mult Diana. Și mai respectă și faptul că dacă noi adunăm 10 la fiecare, adică Sabina ar avea 20 și Diana ar avea 100, Diana este de 5 ori mai mare, de 5 ori mai mare decât Sabina. Deci proba este corectă. Și atunci am gândit în felul următor. Am adunat 80 cu 10-le acela, am făcut 90 și cu 10-le acela de acolo s-a făcut 100, da? Și în momentul ăsta este de 5 ori mai mare decât a fost aici, adăugat acel 10, înseamnă că împărțim la 5 și avem un segment care a fost mărit cu 10. Da? Segmentul lui Sabrina cu 10 mărit. Și atunci împărțim la cine? Pe 100 la... Pe 100 l-am împărțit la... 5, pentru că la 5, se mărește de 5 ori dacă adunăm acei 10. Da, și 20 ne rămân la cele două segmente egale. Care două segmente egale? Păi, ne mai rămân alea două segmente, adică Sabina și Diana. Cele două segmente care rămân acolo, care ele sunt egale. Și de aia se împarte la 2? Nu. Nu-i corect să parte împărțit la 2. Atenție-vă, mai ești mai. Deci de 5 ore am înțeles, i-a rămas
În momentul acela când am împărțit la 5, avem pe Sabrina plus un 10, scădem 10-le ăla, s-o întâmpla să fie 10. Dar chestia că împărțim la 2 este rațional greșit. Dar ia, când în momentul care am adăugat 10, Sabrina s-a mărit cu 10. Nu știam cât are Sabrina. Nu știam. Acum sunt 5 de al de Sabrina plus 10 aici. 5 de al de Sabrina plus 10. Și aceea 100, corect gândit, față de Sabrina de început, adică 10 plus 80 plus 10 a ei translat, fac 100, 100 împărțit la 5 segmente, fac cât? 20. Dar 20-ul acela e minus 10. Segmentul minus 10 ăsta adăugat. Și 10 un segment. Și 10 un segment nu înseamnă că împărțit la 2. Am înțeles. Am înțeles. Deci, vreau să insist pentru că, vedeți, se întâmplă ca să fie ele egale. Așa s-a întâmplat acolo. Cum discutăm la geometrie, într-un triunghi echilateral se întâmplă nu știu ce chestie și la mijloc acolo, înălțime median-mediatoare. Sau dacă tu le-ai luat din greșeală triunghii și s-o cer și s-o dus la mijloc, zici că tot timpul se întâmplă așa. Aici, datorită faptului că cu 10 a fost gândit autorul, eu nu aș fi gândit așa, pentru că a fost o capcană exact. Ciudată. Exact. I-aș fi zis, când am construit problema, să fie, să spun aici, 5, sau să fie 15. Exact. Și până 10-le la ca să nu pici în capcana în 4 la 2. E într-adevăr, segmentul ăsta e cât ăsta. Se întâmplă așa să fie. Da. Dar ea, în loc să scade din 20 pe 10 am și de la 10, o părți la 2 și tot 10. Dar e slab aici. Da? Deci de aici trebuie să... Ai înțeles, Daria? Da. Deci nu e corect. Noi care am 4 la 2 era acel 10. Da, scădem 10. Așa, acum știu. Deci 20 scădem pe 10 și rămâne 10. E drept că și 20 împărțit la 2 fac tot 10. 20. S-a întâmplat o coincidență. Sigur că. Înțeles, David? Da, înțeles. Sau puteți mai împărțit la 10 împărțit la 5 și de la 2. 20 împărțit la 5? La 10. A, 20 împărțit la 10. Și de la 2. Și după aceea 2 ori 10. Nu facem așa cu o logică. Trebuie să fie după problemă. Nu așa că facem ca să dea un rezultat. Hai să vedem aici. Tu ce ai înțeles? Ai zis 20 împărțit la 2? Împărțit la 10 și îmi dădea 12. Dar de ce ai împărțit la, de ce împărțit la 10? Păi 20 împărțit la 10. Păi de ce să împărți la 10 pe 20? Pentru că erau 10 segmente. Unde sunt 10 segmente? Deci la Diana știți că a scut deasupra 5 și 5 și am făcut 10. Nu sunt aceeași Diana. Diana este aceeași. Da? Atenție! Sabrina a rămas ea și plus 10 și atât au rămas. Și face-o pe Diana numai un segment, un profesor acolo, că el o înțeles că două. De două ori cât e, vedeți la... Nu, păi, nu la Sabrina, la Diana. Vedeți că aveți două, de două ori luat segmentul. Păi am zis ăsta. Da. Și încă o dată ăsta, ca lungime. Eu am translat pe ăla plus pe Sabrina. A, nu. Așa trebuie să fac. Da. Deci, aici e Sabrina, iar încă o dată Sabrina. Nu, e Sabrina plus 10. Sabrina plus 10. Dar tu devine de 5 ori. Eu vreau să vă zic să... El a intrat în confuzie și a zis împărțirea 10, pentru că aveți un segment aici și încă un segment aici. Pe ăsta trebuie să știți. Din ele, da. Am înțeles. Acum David, e clar? Insist. Da. Și din bancă s-a văzut mai bine. Exact, care da. Deci, Sabrina plus un 10, da? Corect. Nu știam pentru Sabrina că exact tot 10 va fi. Habar n-aveam. Corect. Dar după ce s-a mărit primesc fiecare câte 10 lei. Da? În momentul acela, Diana are de 5 ori cât Sabrina. Corect. Da? Deci, practic, Sabrina mărită cu 10 e atâta și acum o văd pe ea tot mărită de 5 ori, da? Da. Așa trebuie să facă. Insist mai mult la desenul ăsta, pentru că în final
Așa trebuie să vedeți. Davide, asta este Sabrina, Sabrina Diana, și după ce a primit 10 lei, în clipa asta, Diana are de 5 ori cât are Sabrina după ce a primit. Da? Deci, acum, iată o dată, una, două, deci una, două ori, apoi a treia aici, apoi a patra și a cincea. Da? Așa trebuie să vedem. Dar aici s-a aflat și 10 lei aici, ce i-a primit de ea. Ăsta aici va fi 10 primit. Înainte de a primi, ea avea în față de Sabrina, uite atât avea. 800 de lei în plus. Sau 80 de lei. 80 de lei în plus, da? 80 de lei în plus. Și acum gândim. 80 de lei care au avut în plus și cu 10 lei care îi primește și plus 10 lei ăsta de aici, nu? Fac în total cât ar face? În total ar face 90. Cu 10 lei. Da. Deci cu 10 lei ăsta, deci 90. Nu, păi 80 cu 2 de 10, 10 lei ăsta și cu 10 lei ăsta, 100. Și acum devine de 5 ori cât ia. De 5 ori cât ia. De aceea pe 100 împărțim la cât? Împărțim la 5, e de 5 ori. 1, 2, 3, 4 și 5. De 5 ori. Împărțim pe 100 la 5 și face 20. Și în 20 ăsta se află Sabrina plus 10 lei ăsta. Corect. Și de ce scad pe 10? Ca să văd Sabrina de la început. Corect. Sabrina de la început este 10. Că din 20 scădem pe 10 lei ăsta în plus. Și Diana 90. Și Diana 90. Plus 80. Da. Da, e clar. Și cum retactează așa, 100 da. Deci, zicem așa. Aici aș avea, cum să spun, dorința de a redacta așa, metoda figurativă, făcută chestia asta perfect, după care spunem. Diana egal cu de 5 ori Sabrina, da? Egal Diana devine de 5 ori Sabrina. Încerca să faceți angelic. Nu, scriu o combinare, dacă vrei. Din figură, spun. Din figură se vede că Diana egal de 5 ori Sabrina după ce o primit, da? Da. Adică, după ce Diana primește 10 lei. Nu te mai juca, că știi, eu în momentul ăsta nu sunt deloc atent. Mi se distrage atenția. Din două motive, Daria. O dată că zgomotul și altă dată că nu ești atentă. Pe mine mă deranjează foarte tare când cineva nu e atent. Am să-mi spun ceva. Ca să fie cunoscut de toată lumea. Când la clasă aveam elevi și eu, fără să-mi dau seama, stabileam o legătură cu fiecare copil. Și atunci când stau cu spatele sau așa, eu vă sesizam dacă mă urmăște sau nu. Și foarte multora dintre colegi nu li se întâmplă așa. Deci, băi, ce mă interesează pe mine? Eu mă duc acolo, scriu cine e atent, e treaba lui, povestea lui. Eu nu puteam să accept că în clasă, din cei 30 care sunt acolo, unul stă pasiv. Mă deranja într-atât, încât tot timpul eram pe punctul de a întrerupe lecția. Asta este explicația pentru care rezultatele mele erau deosebite. Pentru că, într-adevăr, asta mi se întâmpla. Dar nu că făceam, cum să spun, cu efort mare.
Și așa, din clipa aceea când am zis că eu vorbesc, toți ceilalți sunt conectați. Și eu am obligația ca să-l urmăresc pe fiecare în parte. Sunt acele legături care nu sunt... Deci sunt acele legături pe care eu nu mi le explic. Dar le-am. Asta vreau să vă spun. De aceea vă invit ca o chestie de suflet, așa. Conectați-vă. Nu am înțeles acolo, să nu am înțeles acolo. Atunci m-a ajutat teribil. Am sentimentul că gata, suntem pe aceeași lungime de undă. Și acum eu fac efortul să vedem cum scriem, cum redactăm. Și voi sunteți atât de interesați, încât vreți să aflați exact cum redactăm. Deci, spuneam că apare momentul acela, după ce am făcut figura, da, am reprezentat pe Sabrina, i-am pus un 10. După mișcarea asta, da, Diana devine de 5 ori Sabrina. Dar ea ce avea pus față de Sabrina de la început? Avea 80 de lei. Și mai avea, primește și ea 10 și ea 10. Tot surplusul ăsta pe care îl are, face ca îndată să se... Sabrina să se prindă de câte ori în Diana? De 5 ori. Atenție, tot surplusul ăsta de 10, 10 și 80, adică 100, face ca îndată Sabrina de la început, nu? Sabrina de la început plus 10-le la să fie de câte ori acum? De 5 ori. Și spunem 10, surplusul, chiar scriem cuvinte. Surplusul este 2 puncte 10 plus 80 plus 10. 10 plus 80 plus 10. Și egal cu 100. Să spunem 80 plus, în paranteză, 20. Da, mă, 20, dar am zis 10 plus 10, adică 10-le de sus și 10-le de coace, da? Sau 2 ori 10, cum spui tu, mai pun în paranteză, n-are rost. Da, chiar. 10 plus 10 în paranteză, da? Sau 2 ori 10, cu atât mai mult, când mulțirea în altă. Și face cât? 100 aici, da? Da. Și acum, 100 împărțim la 5, ca să avem pe Sabrina, care înseamnă după ce a primit. Sabrina, după ce a primit 10 lei. Deci înseamnă 100 împărțit la 5 face 20 lei, egal Sabrina. Da? Sabrina. Plus 10 lei. Deci înseamnă 20 lei pe o țele pe Sabrina plus 10 lei. Și numai Sabrina S înseamnă 20 minus 10 și egal cu 10 lei. Deci Sabrina inițial aveți 10 lei. Diana are inițial cât are, da? Diana? Are 10 lei 80. Plus 80. 10 lei plus 80, care e în plus 80, da? Adică 90 lei. Și merită să facem și o probă. Deci probă, da? Nu, o probă în sensul că cu 10 și cu 90, mărindu-i pe ăsta cu 10. Așa, da. Cu, să egal cu 10 plus 20, 10 20. Da. 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 Și atunci problema este și rezolvată și redactată corect. Dar dacă mai adăugați aici în cuvinte încă explicații, nu faceți decât să vină în folosul corectorului. Da? Corectorul este cel care e foarte ciudat. El nu vrea decât să înțeleagă bine. Că dacă mergeam pe chestia aceea, la redactare, îți spuneai 20, 20 împărțit la 2, egal cu 10, văzând așa ceva, eu te depunctam peste jumătate. Da? Eu peste jumătate doar de punctaj. Pentru că nu înțelegeam de ce împărțit la 2. Trebuia să... Sigur că face tot 10. Dar corect era 20 minus 10 și spui
20 era atunci. Sandra plus 10 lei. De ce am scăzut pe 10? Înțelegi, Daria? Da. Și ai convingerea când e acasă, tu am făcut perfect. Perfect. Dar slăbiciunea în raționament este taxată. Dar să mă pun Isa, ai făcut tu? Ce? Nu știu. Ați făcut cu Miss problema asta sau ai făcut-o tu? Deci, eram cu Miss și m-a trecut pe mine la tablă și mi-a venit mie o idee zile atunci, așa. Bun, le-ai adunat așa. Dar și ai împărțit la doi. De aia ți-a rămas în minte împărțim la doi. Chiar nu întâmplător fi rămas așa. Atenție, problema a avut capcana asta. Și dacă acel rezultat se obține și într-un mod și în altul, în ălaltul, împărțit la doi e greșit. Da? Dar m-a corectat, dar am uitat eu. Ai uitat, da? Dacă mi-ai zis că de unde am obținut eu doi și am zis și... Da. Găsiți numerele naturale X, Y și Z știind că... Asta e ușor. Da, bun, vreau să văd și eu filmul și pe față. Determinați. S-a dus timpul? Pe X, Y și Z știind că, da, o oră, oră, o prezent, da, profesor. Da, da. X minus 1 ori